La doar 2 săptămâni de la începerea școlii, cazurile de COVID-19 au explodat în rândul elevilor, dar și al profesorilor. Până astăzi, la nivelul județului Mehedinți, 6 elevi și 6 profesori au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. Situația este îngrijorătoare. Tot mai multe infectări cu COVID-19 sunt semnalate în școlile din Mehedinți. În decursul zilei de astăzi, alți 2 elevi și 3 profesori au fost declarați infectați cu COVID-19. Până în acest moment, la nivelul județului au fost confirmate pozitiv 6 cadre didactice și 6 școlari. La reluarea cursurilor, după vacanța de iarnă, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 6 cadre didactice și 6 elevi. Au fost recomandate măsuri de prevenire a răspândirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, conform Ordinului Comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației. Numărul cazurilor de COVID-19 din școli după doar 2 săptămâni de cursuri în sălile de clasă este în creștere. Specialiștii în sănătate insistă asupra unui aspect important, triajul epidemiologic făcut acasă ori în unitățile de învățământ.